Cu 25 de minute înainte de ora 7, la Consiliul Județean Vâlcea au descins procurorii DNA care au solicitat angajaților să o sune pe Carmen Alexandrescu, directorul Direcției Programe Externe. Audierile s-au prelungit 8 ore, timp în care nimeni din Consiliul Județean n-a avut vreo reacție. Singurul oficial care a zăbovit câteva minute în fața presei a fost vicepreședintele Romulus Bulacu. Evident, nu știa nimic și nici nu-l convocase cineva la audieri. Nu cunosc absolut nimic. Nu știu. Privește chat-ul? Dom'le, deci sunt izolat, nu știu nimic, nu m-a întrebat nimeni nimic. Dar și s-au venit de la această clădire? Știu că i-am văzut de dimineață. Câți erau? Câți ați văzut așa? Nu știu, nu pot să vă dau niciun. Deci, ce caută sau ce, să înțelegem? O să aflăm. O să aflăm și noi. Dar sunteți vicepreședinte, nu știți ce se puteți confirma că sunt la proiecte europene? Puteți confirma? Asta am aflat-o și eu. Deci la proiecte europene, sigur. Proiectele europene visează cumva CET-ul? Proiecturile de la CET, Govora? Deci, vă rog să mă credeți. Dar domnul președinte știe? Probabil că da. Da? Ok. În ciuda demersurilor jurnaliștilor, singura informație apărută pe surse a fost că ancheta procurorilor vizează un proiect cu finanțare europeană implementat la CET Govora. Între timp, o parte a echipei de anchete s-a îndreptat către CET Govora, unde a rămas câteva ore bune. În schimb, audierile la Consiliul Județean s-au desfășurat până aproape de ora 15, procurorii și jandarmii ridicând un dosar voluminos și două harduri de calculator. Dacă tăcerea anchetatorilor este lesne de înțeles, decizia președintelui interimar Gheorghe Păsat de a închide ambele uși ale Consiliului Județean pentru a nu permite accesul presei e greu de explicat. Ce-ați ridicat? Vă spuneți și nouă ce-ați ridicat? De ce ați venit? După amiază, atât secretarul Consiliului Județean Constantin Dirinea, cât și directorul economic Ion Predescu au fost chemați la audieri la parchetul local Râmnicu-Vâlcea.